那都是做快乐，是做最不快乐的一个锻炼。Și când o să ajungem noi, tu ce o să-ți iau niște despliuri și ții și eu o... Vezi, eu l-am bag mereu o... în Coran. Trebuie să luăm și lui Aisha. Aisha este acum musulmancă. Că dacă îi zic doamna Aisha, să ia de mine. Trebuie să iau și unde la de rugăciune. Nu știam ce e de Aisha. Bună seara, bună seara. Nu știu cum să spun, rugăciune, frumusețe albă și... Da, cum îi zice la alea? Ce? Hainele alea? Șalvarul? Hă? Șalvar? Nu, vreau chiriță altă, vreau chiriță alea, și aia care o chiriță altă. A, da. Ne place, Alex. Stingă și mie lumea. Salam alec. Cumva? Cine? Am mărit. Bianca, cumva? Nu. Că am mărit cineva în mare. Da. Lasă să fie. Nu-ți face griji. Mărit, tac. Stinge lumina, da? Ți-ai luat de apă de la... Da. Și ce s-a auzit? S-a auzit bine. Adică din tare. Trage scaunul tău aici. Acolo. Ah, acolo, perfect. Așa. Ai? N-ai scos-o? Nu. Bună seara, bună seara la lume. Uitați-vă. 147. Hai. Treci. Ia să vedem cum se vede. Perfect. Super. Să nu ți-ar spăru. Al tău ajunge foarte bine. Ok. Se vede bine. Ok, super. Haideți să dăm tap-tap și share-uire, vă rog, da? Putem să începem. Imediat o să începem, că mă duc și eu acolo. Imediat, gata. Bismillahirrahmanirrahim. Ia, rapia, Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Maliki ümmetin niyâkine aldı ve iyâkine sehîm. İhtina sıratı mısakim sıratı lezine nam talayim gari maklu velim gari dalim. Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerri vesvasin nas ellezî vesvese fî sudurin nas min cenneti ven nas. La havle ve la kuvvete illa billahi lazim. Acum începeți voi, vă uitați în urmă. Nu mai vede? Nici. Atunci stați un pic, mai stați un pic, mai stați un pic, mai stați un pic. O să fac altceva. Ve minen nasi meyyettehizu min dunillahi endade yuhubim bunehum kehubillah ve lezine ammenu eşedu hubbel illillah velev yere lezine zalemu iz yere lev azabe ennel guvvete illahi cemiyav ve enna lah şehidul azab. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yuride eyyutube aleyküm ve yuridul izine yettebinu şehaveti ve temilu meylen azima. Yuridullahu eyyahfife ankum ve hulligal insanu daifa. Bismillahirrahmanirrahim. Acum așteptați? Da, 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 vă rog. Da, că nu trebuie să iubi așa, nu trebuie să iubi. Acum uitați-vă unul la altul. Păi nu trebuie. Un pic trebuie. Așteaptă un pic, așteaptă un pic, imediat. Imediat, două secunde. Așteptați. Ok.
Salutare, salutare. Poți să-mi zici numele? S-a mișcat ceva în spate acolo. O chestie albă acolo. Fix acolo s-a mișcat ceva jos. Ca un fel de pisică și a trecut în partea aia. Îl vedeam așa cu colțul ochiului. Haide. Uf. Simți ceva? Da. Acum așa. Se simte? Spune acolo. Da. Uită-te la ea și... Nu mai apare? Nu mai rămas, da, ăla... Ok, mergem atunci la baie. Ia și tu o lumânare de jos și aprinde, te rog. Da, dar m-am fi șoptit atunci la baie odată. Da, pentru că te luat am destul, ți-am zis și pe ei, enervează lucrul ăsta. Da. Și bună seara, lume, bună seara. Mădăline, ți-am dat. Să mai auzi. Înainte să-i zic salut, Cristic. Să mai vorbească. Că după ce salut, Cristiane. Vorbei, mulțumim, Andrei. Da, o să mai auzi așa, dar nu. Mergem. Se enervează că... Mergem la baie. Ții rugăciunea destul. Ia lumânare să prindeți. Bună? Mă prinde aici sau... Aprinde, aprinde aici și... Să-l punem undeva unde să nu se vadă, știi? Aici. Stai să văd, să vă opresc ăsta, nu? E ok. Ia ăsta. Bine. Așa. M-am curentat. Poftim? M-am curentat. Te-ai curentat? S-a și auzit. Da, s-a auzit. Hai. Să vedem acum. Inshallah. Să-i spui și tu bismillah. Ok. De oglinda aici. Eu nu apar. Perfect. Eu mult, nu cred că pe tine, nu știu. Da, e perfect. Okay. E bine. E bine, da? Ok. Bismillahirrahmanirrahim. La hable bella covete illa bilai lazim. La hable bella covete illa bilai lazim. Dați lumină, stă-te la telefon. Uită-te acolo, atentă. Dar nu e... Bate în oglindă. Și nu e bine. Ia să vedem. Ok. Ok. Hai să vedem. Te uiți acolo, da? Am dispărut din oglinda, sunt neagră. Ok. Spune tot ce vezi. Cum te cheamă?
Lasă-mă să aud numele tău. Lasă-mă să aud numele tău. Zim numele tău. Mai tare, că nu aud. Mai tare, că nu înțeleg. Zi. Zi numele tău. Zi numele tău. Vorbește. 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 Numele lui Allah. Numele lui Allah vorbește. Deci mai dur, ca și cum îi ordoni și îi spui numele lui Allah, spune numele. Numele lui Allah, zi numele tău, zi numele tău, în numele lui Allah. Zi numele tău în numele lui Allah. Numele lui Allah, zi numele tău. Nu vreau să vorbesc? Nu. Nu vreau să îți arată. Nu. Ți-a părut iarăși fața? Da, e negră. Ochii albi, dar nu prea vrea să se arăte. Nu mai vrea să se arăte așa, nu? Nu. Este teamă. Nu mai vrea, nu? Nu. Nu-i probabil că nu se arăte. O să se arăte. Mai sunt două zile. Stai să adun eu alea. Din cauza că e un magnific. Da. Ce? Cu cum îți se dă la distanță? Mai mi-e frică, nu mai am. Nici cu câte simte mai puternică, cu atât îndepărtează și ei. Nu am ce să-ți fac. Mulțumesc, mulțumesc. Aici este Ebru, că n-ați văzut astăzi. Bună seara, bună seara. Aici nu mai e Cristina. Și aici nu mai e Evelin, este Denis. Bună seara. Nu mai vrea. Deci, suntem... S-ar putea la un moment dat să nu-mi spun eu. Să nu-mi spun eu de sunt astea. Doar că vreau să țin la distanță. Că se copide. Astăzi mi-a venit în gând numele Manta. Cum? Manta. Manta?
Da. Ce înseamnă numele Manta? Manta. Nu știu, cunoști pe cineva cu numele ăsta? Nu. Eu știu atât că există o creatură și se numește Diavolul de Mare și se numește Giant Manta. Și este negru, care îi place rufimea. Și îl desenează mereu. Înseamnă că i-a spus... I-a spus cine este. Manta. Da. Este negru mare, rău. Manta. Și alb. Așa îl cheamă Manta, da? Da. S-ar putea ca ea să fie primit mesajul cum îl cheamă. Știi că mi-am întrebat aseară din ce trib este, să spună din ce trib este? Trebuie să-l numi tu. Și nu este frică că se apropie a șaptea zi. Da, se apropie a șaptea zi. Deci pe mine, pe... Dacă ați făcut poze, e bine. Manta. Iată-mi, dă-mi o hârtie. Da, Cristian. Ai văzut și fața? Ai văzut fața? Acum? Când ți-a spus numele, ai văzut fața? La Manta. Nu. Mi-a venit așa, într-o dată... E bine, Cristian. Manta și... Manta. Și mă gândeam, Manta. O să mă uit, Alexandra, mulțumim. De mare, care îl desenează Emilia, care este negru și mare, care are alb. Așa are, gen coarne, nu știu, și alb înăuntru și el e negru și îl desenează fima mereu. Diavolul de mare, dacă ți-aduci... Dacă ți-aduci amintiri, vreau să se ducă la... Să se ducă... La mare. Să facă... La muruc. Să bage în apă. Da. Să știe negru, că trebuie să-și dea protecție jos. O grămadă de ani. Poți să o rup, nu? A, da. Manta are și da, manta. Înseamnă că ți-ai zis numele, că noi am întrebat aseară să le spun din ce trib este. Din ce trib? Adică sunt din gașcă. Din anumite triburi. Fiecare au triburi. Și noi trebuie să știm numele. Nu, Andrei, n-aveam. În seara asta, nu mai ne uităm de acum încolo. Nu ne mai uităm pe poze, nu mai ai pun live. Nu, acolo. Și astăzi, ai văzut când vorbeam de culori și ce a zis? Îmi pare că mie culoarea mea preferată e roșie, dar ea. Îmi place negru. Cine a zis? Roșie este culoarea preferată al demonilor. Dar a zis-o așa. Roșie. Știu, dar vreau să spun că lor le plac foarte mult culoarea roșie. Dar nu că mi-e place negru. Mie nu place. Mi-e place negru. Da, mi-e place negru. Și zice Cristina, nu că e culoare. Mi-a avut să mă plină. În seara asta am zis. Mi-a adus trandafir roșii. Mi-a adus să fie refuzat. Pentru că nu putea să mă acapărez o parte de altă, începeam vis, știi? Mm-hmm. Manta Rei. Aici scrie Mary. Manta Rei este acea pisică de mare uriașă. Poate crește până la 8 metri, de culoare gri-albastru. Okay. Manta Rei. Este demonul ăsta, nu? Manta. Stai, că trebuie să caute Araș. I-am spus lui Araș să am caute... Am scris numele aici ca să putem să-i dăm foc, așa trebuie să-l arde. De-aia ne interesa numele. Caută și mie în triburile alea, dacă e vreun Araș. Iar m-a luat cu bateria. Uite, vezi că trebuie să se merge lucrurile. Așa luat-o pe aia să se ducă să facă mai... De bine se vede acum. Da. Și când se duc să se vede cu policii. Cu policii, da. Las. Deci mi-a terminat bateria. Mi-a rupt-o. La ăsta. Ok, e bine. Nu-i problemă. Am scris numele aici, la preste. Am fost, Andrei.
Ai fost... Și să prelungitor? Nu, nu mai am încărcător, nu știu unde. Prin casă, dar ăsta e la... Ai telefon cu Zoom? Ăsta? Ah. N-am, Kelly. Nu, nu, nu e cu Zoom. Adică are Zoom, da, de ce? Dar acum nu e pus. Vezi că te vezi în live cu țigara. Cine? Cine? S-a văzut. Ah, da? Țigara, ai găsit? Da, e aici. Da, se vede cu bureci pentru că este și de la ei chestia asta de... Și oricum nu avem lumină destulă, pentru că camera asta din față nu este atât de ok. Dani s-a rupt de tot, aproape. Oricum, dați follow pe contul ăsta, să nu uitați. Da, da, da. Da, așa cum v-am mai spus, nu puteți să mai trimiteți în grupul de... Telegram, poze, îmi trimiteți decât în Insta. Uite-l, Manta face parte din tribul lui Dokatai. Asta e, și acum se leagă. De ce vrei tu să te duci să faci baie? De ce te-a chemat în pădure unde era apa și vrei tu să faci baie? Fără să dai seama că îți dai protecția jos. Mulțumesc, Alexandru. Știi, mi-a trimis mai multe mesaje. O să vă fac, dați-i acolo pe Insta. Aveți link-ul în profil aici. Și cei care vor pe Telegram. Ok, după ce fumez... Se face chestia aia și trebuie să fie rugăciunea. Demonul apei. Aia da. E. Exact. Dați-mă încet sonorul. La cine? Iubire? Dă un pic încet, bă. Ei, mire... Da, și în sărat. Și nici nu am gândit. Vine miros. Aici. Ape. Era apă sărată? Da. Și ăsta mamă, este de lună apei sărate? Da. Ha. Apă sărată? Nu, a zis că o duce la apă, la pădure, la apă a vrut să o ducă. Da, la apă sărată. Nu simțiți mirosul? Nu. Păi eu când vorbesc, de ce nu? Da, da, se foarte urât. Poate că a căzut. N-are. Nu, nu. N-are nimic. Chiar e cu miros. Da. Nu vezi că ești ieșizat în mine. Nu simt. Simți? Mm-hmm. Este mirosul lor, nu? Ai simțit o intimitire. Cineva s-a simțit o intimitire. Ok. Ține tu... Ia tu țigara de aici, să-l ardem ăsta. Să spui rugăciune și să spunem în numele lui Allah. Te ardem să plece în iad. M-a blocat. Zici că mi s-a șters tot creierul. Foarte bine, bravo. Probabil că... Vezi? Nu știu, dar nici el seama. Îmi spun numele. Noi am o legătură. Bismillahirrahmanirrahim. Hablebe la goetri la vilai nazim. Manta adlı ifrit. Bugün yakılacaksın ve denizin yanından gitmen lazım. Buralarda olmayacaksın artık. Sen bittin. Şimdi bu mantayı yapacağız. Manta ismiyle yanacaksın. Artık senden kurtuluyoruz. Bundan sonra hiç kimse sana sana bir şey yapamayacak. Manta. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
simte. Smine, la ilahi, la havlevel, la cuvete, la bilei, la azim. La havlevel, la cuvete, la bilei, la azim. Ce se aude? Ia! N-a făcut așa de când ați venit. Vezi cum face cățelul de când am mars asta? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şşş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 
La ilaha illallah. Plânge. Da, niciodată n-a făcut așa. Câinele, cățelul care n-a făcut niciodată așa, stă în bucătărie închis și de când am început să dăm foc. A început să mări prima oară. Da. La numele care am găsit. Da. De trei ori la ilaha illallah și Allahu Akbar de trei ori. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. N-a intrat nimeni în mine. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Nu, Dani, nu ieși. Ok. Seara bună, seara bună. Nu intră. A simțit rău, combinat. Am simțit pentru că a fost și aici, în zona noastră și din cauza asta. Bun, vreau să ardă tot, vezi? Să arzi numele ei de ajuns. Lăsa să fie mai singuri. Nu, n-am niciunul. De ce? Ce vedeți, Andrei? Încă face. Dar face urât. Cum îmi cheamă? Bianca. Bianca? Bianca? Ești? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bianca? La ilaha illallah. Acum ți-a apărut numele ăsta? Ți l-a spus cineva? Nu, l-am simțit așa într-o dată. Am auzit un șoptit semnul. Și nu înțelegeam, dar foarte tare. Ba. Rebe, ia vină puțin aici. Eu n-am niciun filtr. Ce e asta? Nu. Uite-l aici. Lângă cap. Ceva umflată, neagră. Și n-am păr, n-am nimic acolo. Ia încearcă să-l iei, să vezi. Nu acolo. Da unde? Tu nu te uiți aici? Uite-te aici. A, ăsta? Nu, aici, în parte să vede. Uite. Iar am să vede clar acum pe aici. Nu știu ce. E ceva. O parte celălaltă. Voi vedeți? Da. Da. În frunte. Nu e nimic. Da, e... Ce fel de umbră să fie, mă? Umbră. Umbră, acum. Umbră. Când mă mișcam eu, ce că se... Uite, și acum apare. Și n-am niciun filtru, nimic. Sus pe perete. Păi n-a citit Araș ca Araș. Nu Araș, Alex a citit. Ok. Araș, după 30 de ani, dacă îmi răspuns, n-are rost. Am zis mai demult, oricum am ars hârtie. Am văzut, Alexandru, o să accept. Ok, Laura. Mulțumim, Laura. Am zis, eu n-am uitat să fac.
Am ars, da. Da, s-a ars. Asta vroiam, să știm numele lui. Dacă afli numele lui sau tribu, îl ars și el nu mai vine. Să genia direct. Nu mai mărie, pentru că am fost eu până la cățel. Dar cred că a ieșit rău ăla. Iulia, trimite pe Insta, toată lumea pe Insta. Nu mai e umbră. Era foarte agitată și am început să simt o frică că care nu mai simțeam. Bianca, hălăs, adică gata, nu te dori. Agitată. A venit mirosul ăla și atunci a început să-mi apară mie umbra aia. Eu așa zic. Nu, că oricum, pentru că l-am ars acolo, din cauza asta. De-aia se ții și câinele. Cred că și Bianca s-a... Da, nu mai e. S-a... Tot rău, s-a... Se duce, se duce, se duce. Da, s-a liniștit. Da, mă, da. După a apărut, mă, da. Tu cum te simți acum, Denis? E mai ok? Da. Ți-ai luat ăla? Ce? Știi. Protecție? Mm-hmm. Unde e? Ce poți să da, acum a simțit rău că am ars aia și tot răul s-a făcut simțit mai mult. Ia, ține și un pic ca să poți să primești. A văzut că liniștit era de când așa. Da, mai ești. Da, acum... M-am făcut, acum am făcut mult timp. Rău, da. Așa. Oricum, încă două zile și te curăț, da, de tot. Da? Ce diferență la simt... Simt așa altfel, nu știu. Da. Dar asta cu liftul... E bine că ai avut putere. Deci s-a stins lumina. Trebuie să râzi. Ce vorbim? Cel mai mult... Tabloul de la pat. Ia, mai arată el o dată. Ăla, mă? S-a stins mult. Ce, nu mai s-a prindea? Când ești jos? Acum, nu. Atunci. Când am coborât... Primar. Da, primar. Dar ce mult s-a stins și vreau să ies și mă zâmbesc așa, mă apucărăsă și apăs patru. Și tot era stinsă. Cu plăcere, Carla. Nu s-a aprins. Am ajuns la 4 și nu s-a aprins și m-a apucat râs așa. S-a aprins. Arată la lume că și astăzi ne-am îmbărcat amândouă în alb, fără să ne vorbim. Da, ia. Fără țigară. Ea a fost în roz, amândouă. Ea este așa. Le-am nimerit iarăși. Da, s-au nimerit ca și ieri. Uite-te în sus. Unde în sus? În colț? Ia vedeți, fetelor, mai observați ceva prin casă? În colțuri? Nu știu, a venit și lumea să ne ajute afară. Când a făcut mama așa? N-a făcut. Am și mirat. Mi-a dat și oameni, nu știu. Păi da, s-a dus Cristiane, că s-a dus. E și tu. Mi-a dat 100 de lei și a rămas așa șocată. Nu, e umbra aia, normal, e de mers. Este chestia aia, mă gândesc, care încurca oia răi, înțelegi? Iar acum, fiindcă tu ai început deja să astea, lucrurile normalul, de fapt, care trebuia să se întâmple și înainte, se întâmplă acum. Și mi-a zis că nu are legătură cu telefon, chiamatele de la telefon, că am luat de la ea și trebuia să-i dau... Secundar, Roxana, pentru că ne-au blocat haterii ieri, pentru 3 zile. Foarte bine, Iulia, foarte bine. Abia aștept să le vedem. Dar nu mai arăt de acum acolo pe live nimic, nu știu. Astea sunt lucrurile care trebuia să se întâmple, dar de fapt era oia care... Da. Da, văd că se vede iar.
Pentru că și pe oameni îi pot și pisicile aia doi negri, măsă și fisă. Dar el se mișcă unde ai observat, eu nu mă mișc. Ăla se mișcă, pentru că este ca un fel de electricitate. Pentru că eu nu mă mișc. Da, nu știu. Nu am niciun filtru. Dacă pun și filtru, o să vedeți că nu am. Dacă mă uit în jur, în tavan, se vede. Ia. Yeah. Da, o să stă pe mine, oricum stă pe mine, tot timpul ăștia se joacă cu mine. Am eu grijă de chestia asta pentru ea. Nu mai simt nimic. Mai du-te până la voie și vezi tot, te rog. Da, închis lumina, lasă țigara aici. Are, are, ia, a luat. Pune-ți-o la undeva, că nu mai e nevoie. Închis lumina și vezi dacă mai simți ceva. Mărăit, orice sunet. Nu e, s-a potulit și câinele. A fost rău care l-am răspândit și l-am asta și... Nu e, nu? Și după aia s-a liniștit. E, așa. E ca și cum atunci când a plecat, știi, a răscolit un pic și s-a dus nici câinele, s-a potulit. Nu avea ce să mă cunosc să fac așa, mic, așa. Nu știu ce e, dar parcă zici că e în jurul capului meu, așa, e... Am intrat în baie și am zis că nu ce a stat și acolo. Și să zice, v-ați avut frică? Nu, m-am și uitat în cadă. Bra, nu știu. Așa, și cu vârful ochiului și la oglindă. Zic, poate văd. Și am uitat așa în oglindă, nimic, m-am uitat așa, fără să mă mișc. Vezi ce înseamnă, bebe? Când vii în numele lui Allah tot timpul și vrei să faci un bine și omul vrea să fie bine... Da, la fiecare rugăciune spuneam să... Parcă puterea aia să o ajut pe... Când vrei, asta am uite, zis și omul după aia arată așa. Nu mai arată cum era înainte. Vă arăt și o poză cu gropițe. Da? Ce se vede? Nu știu. E ceva pe mine. Dar îl distrug eu, nu-i problemă. Bine că nu e pe... Nu văd, dar ce să... Te mai doare capul ceva? Nu, am stare ok. Eu totuși aș fi vrut să... Ba da, e întuneric. La tine. Stai așa. Nu știu, poate să fie și... Da, da, și de la lumină. Mm-mm. Închide lumina la bucăt, baie, să vedem dacă nu e. Nu se vede, că dacă nu poate lumina în spate, nu se vede. Exact. O umbră albă. Vezi că dacă umbra albă poate să fie altceva. Da, e rău. Când am întors capul, am văzut pe partea asta. Cu umbră. Albă sau negru? Albă. Umbra albă este de bine, de bine. Vreau să zic ceva. Voi nu mai vedeți femeia aia? Nu, femeia n-am mai văzut-o. Nu? N-am mai văzut-o. Ok. Decât pe la rău l-a văzut. Așa... Da, vac, nu... Da. Foarte pronunțat. Laura, i-am dat eu...
Mult. Și am curățat astăzi, nu știu, am avut energie astăzi. Da, este unul, dar i-am dat. Ceea ce înainte nu aveai, erai tot ce am făcut noi și în seara asta, și de 5 zile, de fapt, să zic așa, a șaptea zi pleacă cu totul din casă, de la om, acel demon la cine i-a trimis ei, la vrăjitoare. Noi asta am încercat și am aflat și numele. Cristian, nu poți să faci nimic tu de acolo, singur. Dacă e ceva, ne scrii în privat, încercăm să ajutăm lumea. Și ți-a spus numele pentru că ea trăiește la musulmanie? A văzut că în final și-a găsit calea. Am făcut și legături. De ce să-mi iau numele asta în cap? Și după aia zicea... Nu știu, Cali. Mm. Ceva mă blochează. Am făcut așa. Creier. Da, te-ai uitat la aia și ți-a venit. Da. Și începeam să fac legături. Și rămân așa, și m-am uitat la numărul blocat. 8. Am mers pe și mă enervează și umbra asta. Vreau să aflu ce este. Ia mai faceți poze. 3, 8 și ceva. 0. Ăla roșu. Se vede ceva? Victor, noi îi spunem tot timpul, nu trebuie să spunem. Se vede ceva? Mulțumim, Laura, fixează. Adriana, poți să ne scrii în privat, te rog. Apare în întuneric? Bine, hai. Vedeți dacă este aici, în spatele meu. În baie? Eu mă închid în baie. Bismillahirrahmanirrahim. La havle vel la kuvvete illa billahi lazim. La havle vel la kuvvete illa billahi lazim. M-am închis în baie. E întuneric bezând, doar că îmi vin aici niște mesaje și se... Acolo e gresie, nu este ochi. E o gresie. În tavan. Băi! Simt ceva. Ia uitați-vă cum mi s-a făcut părul. Sau în oglindă. Bismillahirrahmanirrahim. La havla vel la kuvvete illa billahi lazim. Băi, mă ia mețeala. Și nu pot să stau. Ablăgă la covete, la bilai, la zim. Ablăgă la covete, la bilai, la zim. Sminera mai. Coverat, lasă-mi-l plămire, vreme-le... Vreme...
Numele meu e Bismillah Rahman Rahim. Bismillah Rahman Rahim. Kul Allahu Ehad, Allahu Samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ehad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mai simți ceva acolo? Ce simți? Mi-mi strânge capul. Păi a fost deasupra la tine, când ai ars aia. Nu, și acolo m-am luat în înțeles. Mai simți ceva acolo? Și nu mai știam să zic. Mai bă, frumte și pore de ceva. Rugăciune. Nu, Iulian, erau mai mulți, nu era doar un lucru. Foarte bine. De rugăciuni. Ce? Pagina numărul 380 sunt 88 de rugăciuni. De rugăciuni, ok. Da. Citește-mi și mie unul de acolo. Bismillahirrahmanirrahim. Un pic mai tare. Tasam, tilka ayatul kitabil mubayyani natalu alayka min nab'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqawmin yu'minuna إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم إثمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهما في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في الأليم ولا تخاف ولا تحزن إن رادوه إليك وجاعلوه منا المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا
أو هم لا يشعرون وأصبح فؤاده مهوس فارغا إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قسيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يسلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناها إلى أمه كي تقر عينيها ولا تحزن وتعلم إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشد واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجدتها رجلين هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مضل الشيطان قتل قرآن راسه وريه. Ce mesaj era acolo? Ce ai citit tu? Este de... e greu, știu. De lumea care i-a trimis să-și facă rău pentru alții. Și este o poveste. Așa. Cerca să facă una alta. Uh-huh. Și după au descoperit ei că ei, asta de fapt era diavol. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Și scrie 88 de rugăciunță. 88, 88 am făcut. Turcia, Turcia. 88. Și acum mi-a adus aminte de ăsta roșu care îl are Ebru, Dogu. Așa. Și scria 380. Numărul 8, deci. 380. 380. Și am deschis pagina 380 și scria 88 de rugăciuni. Toate sunt un mesaj. Și 88 care l-a văzut a spus strață, da? Bravo! Allah îți trimite semne, vezi? Trebuie să fii foarte atentă. Trebuie să fii foarte atentă. Da? Du-te și tu cum mă bune. Vezi dacă observi ceva. Mulțumim, avem. Nu, am zis că-ți trimit... Da, stare... Când intru acolo, când intru acolo, mi se ridică așa... Dar știi ce am făcut eu, nu? Bebe. Eu n-am protecție la mine. E în geantă. Ce geantă? Cum e? La început așa de... Da, un pic. Și după aia nu vine. Ne protecți și te duci înapoi? Hmm? Ne protecți. Da. Te duceți mai bine. Intră și fără ea. Nu am luat toate nici eu, nu am nici. Dar nu știu cum mi-a venit să fac lucrurile cu pagina 380. Da, dar ce chestie, adică eu m-am gândit direct că trebuie să deschid pagina aia și să mă uit. Adică nu am deschis, de exemplu, pagina 88, da, n-ar avea nicio legătură. Adică încă nu știe, știi? Da. De ce? Pentru că ne-au închis contul. Este la 380 care l-are Dogu. Înainte de 380 scrie A. A înseamnă aie. Aie înseamnă rugăciune. Da. Am înțeles, o să-i dăm. Avem și pe... Băie.
E ceva acolo, nu sunt ceva. În curs. La perde. Sus. La. Merge asta? Da. Eu muză bine și tani răjim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kul e'udhu bi rabbin nas, minikin nas, ilahin nas, min sharri waswasihin nas. Ellezî yuvesvisu fî sudurin nas minel cinneti ven nas. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Da, Andrei, da. Da, n-a avut-o la el protecție, a dat-o jos. Ce ai scris acolo? Asta. Mamă, ce am crezut că sunt eu pe telefon și... Da. Ce chestie. Am crezut că sunt eu pe telefon și am zis de ce sunt eu pe telefon. Mamă, știi cât m-am... Zic, cine mă filmează? Nu. Mamă, ce... M-am văzut aici din cred cum... De unde am apărut. Mamă, chiar... Noi rugăciunile astea le avem de la Hogea. Trebuie să facem ceea ce ne-a zis el. Lasă, Iulian, că e bine să mai și râdem. Ok. Bine. N-ai avut nici protecția, nu ți-ai luat-o. De asta. Nu, nu. Nu din Constanța. Nu avem nicio treabă. Nici cu Constanța, nici cu România, nici cu nimic. Ca să nu zic în turc acum. Da, Andrei. De ce? Suratul Kursi este foarte bun. Păi, pe aia am citit-o. Te simți bine cu ea, Andrei, nu? Adică totul e ok. Am înțeles, Iulia, ok. Mamă, de ce asta? Noi nu avem probleme cu Gini. Noi avem probleme cu ei, așa, vrem să... Ei au probleme cu noi. Domnul Cornel, ați putut să intrați la noi? Ion Cornel Urze.
Nu știu dacă fug de tine, fejer, dar e bine că nici de noi n-are ce să ne facă. Salut, Cornel, salut. E bine, Araș, bine că ai revenit și tu. Fejer, nu cred că poți să ne ajuți cu nimic, n-avem. Noi suntem deja 2 în 1. All in one. Da, cum e șamponul ăla, nu știu, Head and Shoulders, nu? Cum zice fiul meu. Am înțeles, Alexandru, o să ne uităm. O să ne uităm, dar nu e problemă. Ești bine acum? Da. Mă gândeam că înainte am avut probleme aici, fix aici, de când eram mică. Aici. Așa? Și mereu mă scârpinam, mereu. Ei aveam rană. A, doar așa ai zis, nu? E bine. Că nu mai am... O, bună, Isabel, o să facem și asta, o să facem un program pentru chestia asta. Am ieșit, Cristina, am fost. E bine, Fejer, e bine. Înseamnă că... Da, nu mai zic nimic. După aia iar dați... De cât timp ne mai reportă. Rapoarte. În ultima zi o să curățăm și casa, cum am zis atunci. Dar ușor, ușor se vor duce și de aici. Cât ține și alea 10 zile? Să... Cristi, că îl distrug către casă. Nu e problemă. De ce, Andrei? De ce te scoate din ei? A răspuns Andrei cu protecția aia? Nu știu. Ce e? Că m-a întrebat dacă e aceeași protecție pe care o avem noi și am zis că da. Nu știu dacă a răspuns. Păi da, Fejer, unii zic că facem vrăș sau altele. Și din cauza asta. Andrei, cum îți e cu protecția aia? Cum este cu protecția, Andrei? Asta te întreabă soția. Dar noi citim din Coran, nu facem nicio vrajă, nimic. Nu rog, nu știu, fiecare... Mai ai vreo în casă Biblie ceva? Da. Trebuie să le dai, pentru că ai și scris-o. Da, puteți să... Să le iei, să le dai, nu să le dai, da? Să le dai. Da, o să-i dau lui, că e al lui. Da. Aia acolo... Nu e problema, Andrei. Oricând. N-am uitat. Și așteptăm și noi cu tricourile, v-am spus... Când se finalizează, când, înainte să vă trimitem, o să anunț. Pisica e bine acum, nu? Pisica e bine, Andrei? Tricourile astea sunt doar pentru comandă. Ne bucurăm. Și copiii, toată lumea să fie bine. Și casa, bineînțeles. Așa o să facem și aici. Amaraș, pe WhatsApp, încearcă să scrii. Da, da, și pisica doarme cu el, e bine. Bună seara, Adela, bună seara. Foarte bine, toată familia trebuie să fie bine. Foarte bine, Andrei. Nu știu, mai era cineva care a zis că îmi scrie în privat, Lisa, nu mai știu cum o cheamă, care vrea să vorbească cu noi, nu e nicio problemă. Cu doamna Mari am vorbit la telefon. A fost ok, cred. Mari, nu știu dacă mai e pe aici.
Am înțeles, Emi, și tu ești aici. Nu știu ce am mai scris. Cristian, calul tău e nouă la noi, nu? Da, Cristi. Foarte bine, Cristian. Și Adriana e... A, Adriana era, da. Eu v-am scris și am văzut numai. Ok, Adriana. Da, doamna Miri, ne scrieți pe WhatsApp. Ne scrieți pe WhatsApp, nu e problemă. Mari, cred că am vorbit cu tine, că lumea poate zice că ne scrieți mesaje și nu răspundem. Dar o să le spui și tu. Mesaje și nu avem nici noi timp să răspund chiar la tot. Că nu cred. Na, acum fiecare... A, și cu Andrei am vorbit. Da, Andrei. Și noi îi mulțumim. Da, uite, ai dreptate, Andrei. Andrei a făcut și chestia cu... Nu, cu oglinda. Da. Am făcut-o lui. El e în Spania, Andrei, cu familia. Da, noi răspundem cu cât putem de repede. Am fost, Adela, aici, este a cincea zi cu... Denis. Mai avem două zile, după aceea trebuie să țină ea 10 zile ce trebuie să facă. O să-i dăm un program, ce are de făcut în casă cu ea, ce trebuie să mai facă. Tot timpul da, Mari, da. Trebuie să fie și cu oțet, pe la colțuri, la geamuri, la pervaz, da, la uși. Da. Trebuie curățat. Și am băut o gură din pahar de oțet. N-are nimic. Da. Pe fiecare colț, pervazurile și ușile la intrare, știi? Da. O să vezi programul. Poți să întrebi, Mari. Nu e problema, Adela, poți să vezi live-ul, am pus pe YouTube, pe canalul nostru YouTube. Ai aici în profil, dacă ești înapoi și vezi în profil canalul nostru de YouTube. Mari, ne-ai întrebat aia. Am zis să nu te atingi de ele, până nu vedem noi. Nu. Să nu te atingi de alea de la bunica. Ți-a spus și soția. Întrebări? Cineva vrea să urce sus? Aici am terminat pe ziua de azi. Ei, doamna Gina! Bună seara! Vă dau la toată lumea follow, back, cine mai dă. Că ăsta e contul secundar, să zicem. Avem 1000 și ceva de inși. Cei care aveți în privat, de exemplu Adela, ai în privat, nu pot să-ți dau. Bucur, Flori, ți-am dat. Oricum la tine, Andrei, a fost un pic mai ușor, logic. Ștefan, pe cine nu mai avem aici? Adriana Mădălina. Ok, ți-am dat și ție follow. Cristi, l-avem. Ei, doamna Ișe! Da, Mari, le lași acolo mulțumim cu totul. Eu văd inimioare aia și îmi vine să fac așa. Dar cum poți să fac și eu așa? Doi, aici avem inimioare, unde sunt? Nu-ți dă voie. Da, acolo, cu basmaua, cu cărțile, lăsați acolo. Lăsați acolo, nu vă atingeți. Pentru că atrage. Dau la toată lumea acum follow back. Cine mai... Mulțumim, cine mai îmi trimite? Arată-mi și mie acum. Isabel. Isabel mai este aici cu noi? Este. O să facem un program și o să punem aici. Mulțumim, doamna Miri. Cine este... Trebuie să vorbim la Elena Ciobotaru. Are în privat, nu pot să-i dau înapoi. Ioan Cornel, mai ești aici? Salut, domnul, încă o dată. Cali, Iulia, le avem. Restul avem, cred că sunt de-ai noștri. Cu plăcere, cu plăcere, doamna Marie. Ne auzim după ce? Cum să nu, cum să nu, doamna Marie, oricând. Cine vrea să urce, să vorbim una alta, suntem aici. Păi da, că prima oară s-au năpustit asupra lui. Pentru că eu sunt cu da rugăciunile și soția are.
vreau să le luăm toate părțile și să le punem pozele, că nu le mai trimis pe Telegram. Păi asta am zis, pe Telegram vreau să fie trimis toate pozele, că nu, pe Telegram, au pe Instagram. Da. Mai important. Ultima pe care am trimis eu acolo și am înțeles. Salut, Dogu. Bună seara, bună seara la toată lumea. Mulțumim, Dogu. Da. Te mai poți duci odată dacă te rugăm frumos în față la ușa de la baie? Unde? Dar nu acum, nu acum, în 2-3 minute. Ce să fac? Să te mai duci odată unde ai fost acolo, în față la ușa la baie, pe acel coridor. Ok, buburuză. Că noi ce am surprins în poze, ne-am rămas șocat și eu și Madeline. Am 6 identități ai avut în spatele tău. Și arătania de la ăsta, zic cum îi spune, de la demonul zi ăsta, zi Manta. Manta. Chipului. Buburuza nu pot să-ți dau că ai în privat contul. Adriana, eu ți-am dat follow, îmi scrii mesajul și după aceea o să îți scriu înapoi, după ce o să nu ieși. Chiar, nu chiar acum, în 2-3-5 minute, când te simți tu ok. Mm-hmm. Ok. Mai fumez o țigară și pe aia. Da. Ce faceți? Cum sunteți? Bine. Ia. Suntem bine. Ceau, Sefa. Hola, hola. Ce faceți, Sefa? Bună seara. Eu mă simt bine. Da. Și Denis se simte bine. Bine, bine. Bună. Ceau. Ce faci? Cum ești? Bine. Bine. Ia, nu bine. Are niciodată. Ce-am să zic, fii tu un pic mai, zi, fii tu un pic mai rece cu ei, mai urlă pe ei. Că vorbește așa de... Nu știu, așa fie firea mea, așa, când auzi pierd... Nu, fii mai dintr-o bucată, ia de gât și dă cu ei afară pe geam. Așa, da, trebuie să fii cea puternică. Să fii tare, să fii tare în... Dar cum de s-a dus în discuție de Manta? Cum de s-a dus în discuție de demonul Manta? Bună seara! Bună seara! Nu vă reuși. Toată lumea e bine. Suntem o familie. Cum de s-a dus în discuție de demonul Manta? Că am auzit ceva, că i-a spus la cineva că fetița de sănă. Noi aseară i-am ordonat să ne spună din ce trib este. Iar ea astăzi ne-a spus. Fetița ei desena anumite... Manta. Chiar îl desena pe Manta. Serios? Da. Acum am răspuns. Pe dacă s-o pomeni de Manta în casă și s-a desenat acel chip și în spatele lui Dogu mai devreme s-a arătat acel chip. Păi s-a arătat pentru că el, dacă i-a ars și a spus rugăciunile, este normal să se arate asupra lui, pentru că a avut ură asupra lui din cauza asta. Da, da, chestia că 6 identități acolo. Păi, da, că au fost mai mulți, n-a fost doar unul, au fost și doi mici. N-a fost, a fost unul mare și restul mai mici. Aia mai mici sunt legați de ea din copilărie. Ciudat, dar mie nu-mi bate ceva aici. Ce anume? Vedem ceva aici. Dar totuși, na, s-a vorbit în casă despre, s-a desenat chipul lui. Explică tu cum a fost exact. Dar nu, am înțeles lucrul ăsta, dar e chestia că... E chestia că fata cu batic... Ce a apărut acum câteva zile în spate, pe draperie acolo. Și în spatele, un pic mai sus pe draperie, a apărut o identitate a unui persoane bătrâne sau ceva de genul. Femeie bătrână. Da, ce vedeam eu, un ebru și ebru nu. Era o femeie bătrână. Așa, și avea... Se vedea pielea zbârcită, da. Da, exact. Asta o vedeam.
și cu ochii așa, într-un fel, nu știu. Da, erau un pic alungiți. Da. Și bun. Cu... Ce-am vrut să te întreb, aseară, în cimitir, când, în spate de tot, de v-ați întors de două ori, unde a spus, dogul, nu o luați pe aici, ocoliți. E, da. După ce ați ocolit, tu și cu Ebu v-ați ocolit acel mormânt, dogul s-a întors un pic cu camera și am surprins aceeași identitate la față cu femeia bătrână. Și seamănă. M-am uitat astăzi pe acele poze și seamănă leit. Pentru că aia o urmărea pe Denise, este normal să fie. Unde se duce Denise, că este legat de ea, erau legați de ea. Unde se duce Denise, acolo apar și ei. Era exact în spatele cimitirului la garduri. Dacă ați văzut, cei din chat poate ați văzut poza că am trimis, am și încercuit. Exact. Da. Nu, aia au fost pe perdea acum câteva zile la tine în casă. Înseamnă asta care am văzut. Da. Și chestia cu ăla de mare, nu-mi place să-i pronunț numele. Profile, Mantos. Da, Mantos. Începuse filmă să-l deseneze, așa, într-o dată. Mamă, dar ce e ciudat rău de tot. E ciudat rău de tot. Îl desenea, dar pe toată hârtia le desenea. Le făcea mare și colora, chestia că îl colora cu tot, negru, negru, dar ce perfect. Uite, o hârtie, două, deci, trei. Ți-am zis că și ea îl vedea. Că și nu înțelegeam și ziceai că îi place culoarea neagră. Și că nu este spus, hai să te îmbrăc cu altceva, nu? Dar vrea numai cu culoare neagră. Am și citit pe internet ceva despre demonul ăsta. Da. Că nu găsești pe internet. Eu am o aplicație unde mai citesc eu niște cărți. Și m-am scris acolo și mi-a dat mici indicii și scria, nu scria multe chestii. Dacă vreau să aflu mai multe informații, trebuie să plătesc despre aceea carte a lui Manta. Ce am văzut acolo că este zeul apelor și a mlaștinilor. El pune pe stăpânire pe toate, zic cum îi spune, toate bălțile părăsite, toate genul. De-aia a tras-o pe ea acolo. De-aia a tras-o pe ea, nu știi, că a doua zi vrea să se ducă să facă baie. Ea da. Nu-și dat seama că are protecția, ce face protecția, o atrăgea acolo. Bunicul ei, dar noi ne plimbam pe stradă într-o dată. Mergem mâine să facem o baie la păsărată. Și pentru că este o capcană. Și la pădure acolo sus ia păsărată. Chestia a fost că și tu ieri ai vrut să faci baie și ai spus că nu o curs duș pe, n-ai avut presiune sau că n-ai vrut să speli. Să faci duș. Ieri ai spus că ai avut probleme cu apa. Era, ai văzut când mai te speli, mai face apă bine. Nu stai nespălat o săptămână. Da, și nu se duce apă și am încercat să fac cu mâna așa cum fac toți oamenii să desfundă o giuvetă, dar nici așa nu se ducea. Și a doua zi la fel, zic, dar ce are să într-o dată? Și n-avea nimic, dar se ducea, zici că era mare gaură acolo. Și într-o dată nu mai se ducea apă. Adică era foarte ciudat și astăzi la fel, când vorbeam eu cu Aisha. Zicea că culoarea mea preferată e roșu și fiind într-o dată așa sărit în discuția, mie îmi place, dar cu tonul ăla așa ciudat, mie îmi place negru. Și zice așa că nu e frumoasă. Ba da, mie îmi place. Și mi-a sărit numele așa în cap și zic, stai puțin, îl desenea cu multe hârtii, mare. Și mi-a dus aminte că se numește și diavolul de mare. Și mi-am prins așa un beculeț, ca, nu știu, începeam să fac legătură una cu cealaltă. Păi, i-a ajutat și eu. Acolo scria pe scurt că pune, cum să zic, toate mlaștinile, iazurile abandonate, părăsite, sub puterea lui. Ele controlează.
Da. Mai multe informații, îmi scria că dacă vreau să aflu mai multe informații, să pot, zic cum îi spune, să achit intrarea la carte. Dar copilul ăla mic l-ați văzut? Ăla în albastru l-a văzut cineva? De unde? Fix când ieșeam noi de acolo, era undeva în stânga, unde ne-am oprit noi să ne uităm la câteva mormânt acolo. Fix când eram în am surprins mai multe poze, am făcut foarte multe poze, am făcut, nu știu câte screenshot-uri, dar nu le-am lucrat toate să mă uit pe ele, să fiu atent sau așa. Mie ce nu mi-au fost în clar aseară, două poze. Identitatea ce a apărut lângă dogul, la 2 metri lângă el, aia mare, fioroasă, da. Așa, când ați dat voi să ieșiți din cimitir pe aleea principală, se vedea la ieșire o persoană, dar de fapt acolo s-au surprins două persoane, una pare a fi persoană, una pare a fi o lumină, unul lângă altul, aia pe mine m-a pus... cum să zic, mi-a dat de gândit și îmi dă de gândit în continuare ce ar putea fi. Și persoana respectivă, identitatea respectivă, ce se afla lângă gard, ne mergea înspre, zic cum îi spune, înspre poartă când v-ați întors voi a doua oară. Identitatea respectivă. A, și cea de pe drum, când ați ieșit din cimitir, pe drumul la spatele cimitirului, de-a spus dogul că se află ceva în fața acolo. Am făcut vreo 5 sau 6 screenshot-uri unul după altul. Se vede un punct negru acolo. Pe o poză se vede mai mărit, pe una și mai mare, dar nu se poate deosebi ce este. Este ceva, într-adevăr, o arătanie ceva, dar nu... Ia, dă să mă duc la bici. Mergem la toaletă să vedem acum e ceva, dacă nu... Păi... Stop, oprește-te. Întoarce un pic telefonul invers. Așa. Stop. Dar ce să-l ia acolo ce sclipesc în baie? Unde? Unde, cum stai tu? Așa. Lumina. E o luminuț. Aici. Aici e o... Ok. Nu mai e nimic la mas, numele și... unde ai avut tu mâna mai devreme, deasupra mânii tale, a apărut ceva. M-am uitat acum. Nu e. Nu, deasupra, sus către tavan. Da, deci tu ai avut mâna un pic mai jos, deasupra spre tavan. Exact unde ai avut tu mâna, un pic mai sus a apărut ceva în poză. O să mă uit și o să te pun pe... Ok. Oricum, eu nu știu nimic așa. E ciudat acolo că sunt foarte mulți. Da, în băi. Majoritatea sunt în băi. Și se observă cel mai mult când e întuneric și bate chiar un pic de zic cum îi spune, de lumină, de, dacă reflectă de undeva un pic de lumină, atunci se observă cel mai bine. Eu știu.
Atunci nu mai avem ce. O să se curețe, Alex, se curețe. Se va curăța, oricum, mai sunt două zile. Da, încă 10. Păi, oameni frumoși, vă mulțumim. După aia intră în ceva, de exemplu, pauză de nu știu cât timp și după aia iar se va relua? Nu. Mai avem noi două zile și după aceea trebuie să facă ea. Are ea 10 zile, trebuie să facă cu rugăciuni, trebuie să-i dăm noi ce ne-a dat vocea să facă. Da. Ah, ok. Singură trebuie să le facă. Ziceam, vă mulțumim foarte mult. O să ieșim și noi. Ok, atunci. Mulțumim, noapte bună. Cei care ne-au scris mesajul, noapte bună. Da? O să ne uităm și la poze. Vorbim pe chatul nostru Telegram. Cei care n-au, aici am profil, aveți în Telegram. Puteți intra. Mulțumim. Ok. Hai, pa, pa. Vă pupăm. Noapte bună. Vă pupăm, pa. Toată lumea. Pa. Vă pupăm. Vă seară bună. Vă pupăm. Noapte bună.